devenit o scenă râvnită de toți artiștii care s-au făcut cunoscuți prin programele televiziunii române. Iată un motiv de mândrie pentru noi. Ținem însă cont și de sugestiile și de dorințele dumneavoastră, mai cu seamă atunci când ele coincid cu intențiile noastre. Așa ca astăzi. Cum ar fi fost ca, traversând această frumoasă perioadă a anului, calendaristic vorbind firește, să nu ne bucurăm de prezența doamnei Irina Login. Oricând binevenită la noi la emisiune, dragă doamnă! Să știți că atunci când ați intrat pe, în platoul televiziunii, însoțită de cei doi tineri artiști, m-am gândit că ați venit cu Irinuca și cu Ciprian, dar văd că dumneavoastră aveți și alți copii despre care eu nu știu nimic. Da. Păi se poate, așa bine ați venit. Da, mulțumesc, bine v-am găsit, mulțumim de această frumoasă invitație. Ei sunt tot prahoveni de ai mei și ne totdeauna... ne-a atras, pe mine cel puțin, prahovenii, unde am aflat că sunt prahoveni, acolo am fost și eu. Și întâmplarea a fost să fie și simpatici și talentați și i-am cunoscut în urmă cu 7, 8 ani, 10 ani la o filmare la Ploiești. I-am remarcat imediat și am spus, de acum încolo o să mergeți și cu mine pe același drum. Și la ce era mai frumos decât să interpretez cu ei colindele noastre? Așa încât astăzi sunteți însoțită de Alesis, adică Alina și cu Alinu ei. Alina și cu Alinu. Romeo. Da. Alina și Romeo, Alesis. Bine v-am găsit. Bine ați venit, dragilor. Bine ați venit aici la noi, alături de doamna Irina. Mare bucurie și mare onoare. Sunt foarte curioasă dacă puteți să țineți pasul cu ritmul Irinei. Și greu. Când spun ritmul Irinei, mă refer la ritmul de viață, de a trăi, de a cânta, de a susține spectacole, da? Se poate? Reușiți? Reușim, dar greu. Trebuie să facem eforturi. Pentru că doamna Irina are o energie de care toată lumea știe și... Nu întâmplător v-am pus această întrebare, să știți. Mă uitam că aveți costume atât de frumoase, de sărbătoare, dar sunt costume care se întrepătrund foarte bine. Ați ales gama de nuanțe, de culori, de foarte frumoase costume aveți. Da, Corina, la noi se purta, deci, casa părintească, mai ales înainte de sărbătorile de Crăciun, era cea mai mare fericire și satisfacție și plăcere să erau ștergarele puse pe pereți, așa, în jurul camerelor. Și toate motivele de pe costume erau, adică țăranul, ei știau să combine culorile foarte bine. Așa. Și cele de pe ștergarele respective le coseau fetele la costumele populare. Modele pe care le culegeau din natură până la urmă. Din natură, da. Mi-aduc aminte și eu, bunica avea la fel ștergare și da, lucra multe din astfel de minuni. Din păcate... Da. Eu n-am mai păstrat, nu s-au mai păstrat, dar mă uit cu jind la costumele voastre superbe. Dar ce împodobită era camera și, țin minte, le spălam înainte de sărbători și avea un miros special, acele ștergare, mirosul acela de curat, de toată camera era curată și așa așteptam sărbătorile cu camerele aerisite și împodobite cu... Ia spuneți-mi drept, mergeți cu colindu? Vai, la noi se colindă. Și astăzi a rămas tradiția. Așa e Romeo și ei sunt din Câmpina, bineînțeles. Mergem cu siguranță, mergem cu colindul. N-am, chiar și acum, la vârsta asta. Romeo? Sincer, noi suntem un exemplu în domeniu. Mi-aduc aminte că am plecat 4-5 persoane și am ajuns 60-70. I-am adunat cu mașini în spate, am trecut de la unul la altul, iar dimineața era ceva organizat ca să stăm într-adevăr și la bucană de vin fiert. Experiență, nu așa? Chitări după noi, cu muzică, cu toată lumea cântă, cu covrigi, se simte bine, cu covrigi, cu... autentic, așa cum ne place. Să știți că... eu n-am covrit și nuci astăzi, dar promis să dau un ceai după emisiune. Bun. Dar v-a jucat foarte mult să mergeți să ne cântați. Sigur că mare, cu dragă inimă. Vă ascultăm. Iată, vedem. Aveți microfon? Da, avem. Uite, acolo Alina. Romeo, tu ți iei chitara. Vă ascultăm.
strânși cu toții în casă, lângă bradul cel frumos, să ne închinăm cu daruri Domnului Iisus Hristos. Slava cerească, dar oamenii l-au urât. Venise să ne slujească, însă ei l-au răstignit. Prin a lui înălțare, viață veșnică ne-a dat.